zia coșulețe sau tartine, acestea sunt sărate și acestea sunt dulci. Pe parte le-am căptușit cu ciocolată, dacă punem cremă cu lapte să nu se moaie de desubt. Aici am una luat făcut dulce și una luat sărat, făcut cu ulei de măsline. Poate fi făcut și cu untură sau cu unt, cu ulei simplu de floare soarelui. Și le putem umple, cele sărate le putem umple cu o cremă de brânzică, cu puțină ceapă sau cu puțin mărar, cu pătrunjel în interior. Ia uitați, putem pune așa, ca o tartină. Putem pune puțin în mijloc. Acestea sunt acele sărate. Ia să le așez așa. Și aceste dulci le putem umple cu... Să văd cum le așez. Nu știu dacă se vede. Aceste dulci le putem umple cu cremă de pistachio, de fistic. Bună ziua, Viorica! Să vă arăt, aici am ciocolată topită cu puțină apă și cu o linguriță de ulei. Eu căptușesc, ia uitați, pun puțină ciocolată. Puteți pune chiar și cu un pensionaj să face, sau dacă nu, doar cu... Și lăsa să se usuce. Ia uitați. Vedeți că nu se ia. Lăsa să se usuce. Și puneți crema de lapte. Sau orice fel de cremă doriți în interior. Ia uitați. Punem puțină crema de fistic. Sau cremă de ciocolată, dulceață. Și frișcă. Dulceață, putem presura, ia uitați, cu nuci măcinate, putem pune nuci întregi, să decorăm. Să vă arăt cum am făcut coșulețele. Aluatul este simplu, aluatul dulce este făcut din zahăr, deci am pus un nou, 125 de grame de zahăr. 125 de grame de unt, 8 grame de praf de copt, un praf de sare și făină cât cuprinde, cam 300 de grame. Să dăm deoparte și după ce le umplem. Să vă arăt cum fac aceste coșulețe. Să pun aici într-o parte. Acestea sunt dulci, să întindem. Întindem foița bine, 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 să fie subțire. Și aluatul sărat este făcut cu ulei de măsline. Acesta este foarte bun. Îl puteți face și cu untură, cu margarină, cu unt, cu ce doriți. Să întindem bine.
și aluatul de sărat este făcut cu la 250 de grame de făină, adăugăm 40 de grame de ulei, un praf de sare și puțină apă, apă rece și amestecăm și atât. Rețetele le am și pe canalul meu de YouTube, cine dorește să le vadă, am să le scriu și dedesubt pentru cine dorește. Aluatul iarăși trebuie să fie subțire, subțire. Eu acestea le-am făcut cu, o formă de această picolă micuță și iese așa mici. Dacă vrem să facem, să fie mai profunde, să încapă mai multă cremă, putem tăia cu ceva mai mare. Tăiem și eu le-am pus peste aceste coșulețe din hârtie. Le-am așezat așa deasupra, vă arăt cum. Ia uitați, le punem deasupra aici și le dăm la cuptor. Să mai punem într-una. Mai întindem puțin. Și le așezăm în tavă așa cum se văd. Să vedem, asta cred că este prea mare. Prea mare acoperă tot. O să o facem mai mică. Aluatul l-am făcut aseară și astăzi am intrat un pic să vă arăt cum fac aceste coșulețe. Puteți utiliza și coșulețele care le-ați făcut cu o zi înainte sau coșulețele, uitați, acesta a fost făcut ieri și sau noi. Mai întindem puțin. Astăzi am să le umplu cu cremă de ciocolată, cu cremă de fistic, cu dulceață și cele dulci, cele sărate cu cremă de brânză. Pot fi umplute și cu pateu, cu... cu pește, cu ton. Pentru sărbători sunt foarte, foarte bune. Să strângem aluatul și să-l mai întindem o dată.
Eu îl întind fără făină. Acum am să tai. Ia uitați. Și punem deasupra și dăm forma la coșuleț. Am uitat acestea, sunt coșulețele dulci. Așa arată pe spate. Și acestea sunt acele sărate. Eu le-am făcut mici, mici, mici ca să fie ca o tartină. Puteți face cercul mai mare, să iasă mai profunde. Tartinuță cu brânză. Sau dulci. Aici am pus un pic de cremă de fistic. Puteți pune ciocolată pe fund ca să nu se înmoaie coșulețul. Să mai facem câteva. Le întindeți puțin, dacă sunt mici. Ia uitați. Apoi le punem în tavă. Să le facem pe toate. Asta este desertul pentru după prânz. Aici este ora 12. Dăm la cuptor și după ce mâncăm avem ceva dulce. Sau puteți tăia cu o formă ca să fie mai zimțate pe margine sau cu o steluță să-i faceți colțuri. Mai întindem. Acele le punem la cuptor pe toate. Deschidem și cuptorul să se încălzească între timp. Tăiem. Să tăiem una și cu aceasta. Vedem cum vine. Le așezăm pe coșulețe din hârtie. Uitați, acesta este așa. O mai întindem puțin. Și așezăm peste.
Întinde puțin cu mâna. Aluatul trebuie lăsat la odihnit. E bine să-l faceți înainte, cu o oră, două, sau chiar o zi înainte. Terminăm aluatul și dăm la cuptor. Între timp, ceea ce se secoc, o să facem cele sărate. Întind puțin. Aceasta este ultima bucățică de agua dulce. Putem folosi și cele care au fost folosite odată, le mai folosim încă o dată. Și ultima, întindem și pe aceasta. Este prea mare. Prea subțire. Asta lăsăm deoparte. Ia să le punem în tavă. Le luăm și le punem de toate în tavă. Acestea sunt dulci. Le dăm la cuptor la 170 de grade, circa 10 minute. Păi controlăm. Aici am aluatul sărat. Am să-l rup în două. Am să-l frământ puțin, că l-am ținut în frigider, să se mai încălzească puțin.
Acesta are altă consistență. Este făcut doar cu ulei, cu făină, cu apă și cu un praf de sare. Îl puteți face și mai moale, dar nu prea moale. L-am făcut puțin mai tare. Am făcut consistența mai tărișoară. Acum am să tai cu această formă, așa le-am făcut și pe acestea. Mai întindem puțin și o așezăm peste. Este pușulețul de hârtie. Tartinuțe sau pușulețe, cum vreți să le spuneți.
le putem tăia și pătrățele. Să facem. Eu am pe YouTube și coșulețe, numai că sunt dulci, făcute cu aluat cu nucă. Și le punem deasupra și facem așa un coșuleț. Așa, sau rotund. Întindem o dată la altă. Bună ziua! Bine ați venit! Astăzi facem coșulețe. Ia uitați, coșulețe dulci. Care vor fi umplute. Aici le-am pus pe partea din interior ciocolată, ca să nu se înmoaie când punem crema. Și deocamdată am umplut, ia uitați, cu crema de fistic sau cele sărate umplute cu crema de brânză. Pot fi umplute cu fel de fel de umplături sărate, cu pateuri, cu fel de fel de umplături, cu ciupercuțe. Încă nu sunt gata. Rotunde. Facem una pătrățită, pătrată. Dar la mic încă nu sunt gata. Mai lăsăm 2 minute. Acum să vă arăt cum le umplu și cu ce.
Uitați, coșulețe dulci sau coșulețe sărate. Acesta este umplutul cu brânză și cu mărar. Puțin mărar și puțină ceapă. Am să umplu și cu cremă de ciocolată sau cu Nutella, ce vă place. Putem pune și puțină nucă deasupra. Sau putem umple cu dulceață. Acesta este dulceața de cireșe amare, făcută de noi. Este făcută de mămica mea. Mai umplu încă de un cu ciocolată. O să punem o cuțică de nucă deasupra. Mai umplem încă unul cu fistic. Și putem pune și o căriță. O să tăiem frumos. Am tăiat o feliuțe. Să facem un trandafir și să-l punem deasupra. Și să-l pun aici în mijloc. Thank you.
Eu astăzi am făcut decât această cremă de brânză. O puteți și cumpăra, gata. Tartinuțe bune. Vine cu brânzică, cu mărar și ceapă. Astăzi am făcut tartine dulci și tartine sărate, sau coșulețe, cum vreți să le spuneți. Acestea sunt. Acum am scos-o din cuptor. Cam bronzat. Aceasta este ciocolata care am pus-o mai devreme și nu s-a uscat. Ciocolată. Căptușite cu ciocolată. Aici am pus dulceața doar în coșuleț simplu. Am să pun și în coșulețul cu ciocolată, puțină dulceață. Să încercați, să vedeți cât este de bună. Și am să pun câteva nuci deasupra. Uitați. Să vă arăt ciocolată cu apă. La 100 de grame de ciocolată am pus cu 3 linguri de apă și o linguriță de ulei. Am pus în cuptorul cu microunde. O puteți pune și pe baie de abur. Zilele trecute eu am dat peste eclere cu această cremă de ciocolată. Se întărește, nu se lipește. Punem în interior, dăm pe pereți și surplusul îl dăm jos. Căptușită cu ciocolată. Așa arată căptușită, nu se lipește, să nu se umezească când punem crema. Coșulețe dulci, umplute. Putem pune și fistic deasupra, granulat, aici cu ciocolată și cu nucă, sau cu o bucățică de nucă, cu dulceață. Acestea sunt tartinuțele sărate,
coșulețele sunt cam așa, le puteți face și mai adânci și le umpleți cu ce doriți. Sunt foarte, foarte, foarte bune. Foarte bune și gustoase. Sunt crocante. Sunt foarte bune. Încercați și voi. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit și că mi-ați fost alături astăzi. Vă urez o duminică binecuvântată și multă, multă sănătate. La revedere tuturor! Vă pup pe toți și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. La revedere!